Comuna Bârsana se pregătește de sărbătoare, asta pentru că autoritățile locale organizează o nouă întâlnire cu fiii satului, eveniment care ajunge anul acesta la cea de-a noua ediție. Sărbătoarea va avea loc joia aceasta pe 15 august și va debuta cu participarea la Sfânta Liturghie, care va fi oficiată la Mănăstirea Bârsana, începând cu ora 10. Ulterior, de la mănăstire, se va porni alături de alaiul de căruțe, călăreți și parada portului popular, către scena amplasată în centrul localității, acolo unde se va desfășura programul artistic. Printre artiștii care vor urca pe scenă se numără ansamblul Iza Bârsana, Andrei Petreu și Gheorghe Pârja, Voichița Nemeș, grupul Iza, Ionuț Oros și Anișoara Rad, Maria și Mihai Nemeș, Soții Arba, Ileana Matus, Florentina și Petre George, Vasile Iura, Frații Kindriș, Ion Mănăilă, Alex Martari și Frații Bența, dar și Nuțu Ștefanca. Ca în fiecare an, așa cum ne-am obișnuit, ne dorim ca și anul acesta să avem această sărbătoare, întâlnirea cu fiii satului, care va avea loc pe 15 august și unde sunt așteptați toți locuitorii Comunei Bârsana care sunt stabiliți în afara granițelor țării, în țara noastră, în diferite zone, îi așteptăm acasă să ne reîntâlnim, să ne bucurăm de această sărbătoare. Așadar, toți locuitorii din Bârsana și Nănești, iubitorii de tradiții, dar și turiștii care se află în această perioadă prin zonă, sunt invitați, dar nu oricum, ci îmbrăcați tradițional, să vină la eveniment și să se bucure de cea de-a noua ediție a întâlnirii cu fiii satului.